Paula, ești ultima care poți să schimbi. Hai, Paula! Paula! Hai că poți să iei bani. Să știi că nu-i deloc greu. Ascultă-mă. Nu-i deloc greu. Hai, că Paula. Nu e greu. Cât, Andreea? 5200. Nu e greu. Și te-am văzut de acolo. Dacă n-ai șopti, dacă n-ai arătat, dacă n-ai tot, ai mimat, ai făcut. Nu-i greu. Vede. De unde vii? Oricum ai văzut că știu. Acum, dacă mă pierd acum, arci, dacă te pierzi, emoție. De la emoție. Da. Ecco. De unde vii, Paula? Vânătorii mici. Aici, în Giurgiu. În Giurgiu. De băț. Bra, au făcut ăștia acum, în sfârșit, București-Giurgiu, calea ferată. Știi? Ce știu eu, nu știu că eu sunt. Ești cu mașina. Ăștia au făcut calea ferată la 1860, au făcut-o în 3 ani de zile. Și ăștia de acum au renovat-o în 20. Deci ei au construit-o în 3 ani până la voi, până în Giurgiu, vorbe, în la 1800, păi da, mă, cu ce aveau ăia? Eu sunt la 80 de kilometri de Giurgiu, sunt mai aproape de București. Bravo. Ești mai, da. Acolo pe autostradă. Și cu ce te-ai ocupat? Ce? Că bănuiesc că pensionar acum. N-ai timp, sunt pensionar. Ce ai făcut? N-ai timp. Am ieșit la pensie din Elveția ca îngrijitor de bătrâni cu probleme speciale de sănătate. Ai fost în Elveția, da? Da. S-a câștigat bine acolo, se plătește bine. Da, se plătește bine, dar e o altă lume. Mai reci, mai așa. Nu e, nu. Foarte drept, foarte. Dacă spun că sunt Paula, sunt Paula. Extraordinar de respectoși. Bine, tu ai și nimerit ăștia cu bani, mă gândesc, nu? Ei, da. I-ai îngrijit pe ăștia? Ei, da. Boierii care au avut posibilitatea să aducă fete, femei din... Da. Am fost acolo, m-am supărat pe mine însă și m-am calificat la 50 și ceva de ani. Bravo. M-am făcut asta. Și cât timp ai îngrijit bătrânii în Elveția? 9 ani. Și mă mai duc și acum 3 luni pe an. Ia auzi. Că am dreptul ca pensionar legal. Oraș? Unde în Elveția? Lângă Lugan, în zona italiană. Aha. Deci în zona Ticino. Văd așa la tine un accent de ăsta, de cum o se zice. Plecat așa, din 99, din 99? Țară, da. Am fost în Italia, am făcut altceva. Și acolo am făcut altceva. Paula. Aici. Atac. Pe care? Atac, da? 5200, Andreea? Da. Asta, mică, o să vezi puștoai că aia bani. Sau nu? Depinde de cât își ține ea emoțiile în frâu. Paula, a supraveghea un bun sau o persoană? A păzi. Ai, și cu câtă eleganță și lejeritate, o zice. Lejeritate e importantă că te văd calm, așa, te văd relaxat. Păi eu deja am câștigat. Că ești pe aici. Sunt aici, am cunoscut pe Dan Negru. Suntem împreună, mă bucur să aud asta. Suntem prieteni de mult de când mă uit la televizor. Paula, mă bucur să aud asta. Auzi, pentru 4 litere, 400 de lei, pentru 400 de lei, 4 litere, atencul mării. Abis. Ai. Mamă, ce seară vine, în 4 secunde a luat 800 de lei. A luat cineva abisul așa din prima? L-a prins abisul? Nu, Ionuț, hă? Greu? A fost prea rapid. Groapa Marianelor. Abis, bravo. 4 secunde au trecut. Fiți atenți aici, fiți atenți. Ai stat în Italia. Da. Ani de zile. Gata, pe asta trebuie să-l iei. Care și-a schimbat poziția într-o parte. Și o să zic ce treabă are cu Italia. Dar nu zic deocamdată că te prins din prima. Literă. Deci și-a schimbat poziția într-o parte. Oblic. Turnul din Pisa. Ok. Okay. Corect. Dacă ziceam de turnul din Pisa, care e așa cârn, te prindeai din prima. Bravo. 1200 de lei. Și mai avem 3 minute și 44 de secunde. Uite aici, Paula. Care sunt înveliți în miere? Care sunt înveliți miere. În miere? Faguri. Nu, ăla e ceară. E adjectiv, vezi că ăla e substantiv. Adjectiv e ăsta. Adică, sau dacă vrei, dați prin zahăr. Sunt de un fel. Adjectiv, adică arată starea, însușirea a ceva ce e dat prin zahăr, învelit în miere, are... fructele coapte sunt așa. Ai zis? Nu! Dulci. Ok. E bine așa.
Ai zis îndulciți, da, nu? Da, îndulciți, da. Dacă era dat pe miere, era dulce, clar. Ok. Și zahăr și... Nu-i nimic. E bine așa. A luat careva... Da. Mă uit la Andreea. Mă uit la Andreea. Stă așa, stă. Drogă de ea. Hai că poate nu. Hai că poate, hai că poate. Cel mai bun să câștige. Paula, bine. Am greșit. Sunt... Da, era și nu da. Era... Era o... Chiar era o... Lasă-l, nu-i nimic. Nimic nu are. Bun. 20 de secunde, avem deja 700 de lei. Paula. Ok. N-avem nimic. Ăsta, fii atent că așa vine din engleză, da. Nu, nu-i mare brânză, crede-mă. Okay. Reprezentant al culturii underground. Literă? Underground, să ia... Literă? Stai că să nu-mi vine niciun italian rapper, acum. Rapper. Underground. Literă. Rapper. Rapper. Nu. Asta e! Asta e, că de-aia am tăcut. N-am mai zis nimic, am tăcut. Și eu de-aia am apăsat, păi, că am văzut că ai tăcut. Da! Serenada rap. Era o... Da. Nu mai știu cine e, un italian chiar o cânta pe asta. Asta e, Paula! Ok. 1000 de lei avem, în 45 de secunde. Ăsta e simplu, ăsta chiar e simplu. Insecte parazite sătărețe. Pentru 600 de lei. Creier. Nu e creier. Literă. Literă, literă, Paula, bun, bun. Greier. Greier. Auzi, dar săracul nu că e un parazit, greierul. Nu e. Bietul de el. Purice. Că bine. Cum? Purice. Purici! Mai mulți, mai mulți, mai purici. Mulți! Purici! Purici! Ăla-i parazit pe lângă furnică, greierul. Știi că ce da. Faci, mă, numai când și iarna vii să-mi dai bani și toamnă. Bun! 1500 de lei într-un minut. Bine jucat. Perfect. Trebuia să zic aia, 7 purici pe un picior. Că se spune la noapte bună. A, noapte bună, da. Dar era prea simplu, era prea mure în gură. Și... Paula, jucăm bine. Mai avem 3 minute. 700 de lei. Datini și obiceiuri populare transmise din generație în generație pentru 700 de lei. E sigură? Literă? Aoleu, ce bine că te-am oprit că... Sau? Literă? Hai o literă. E identitatea aia pe care o are fiecare popor. Literă. Și italienii unde ai lucrat tu ani de zile. Literă. Și noi românii. Nimic și n-are. 300 de lei, 3 litere de pus acolo. Hai că putem. Folclor. Folclorul, identitatea populară, tradiții, folclor. Merge așa-i? Ați luat folclorul ăsta, da. Că uite, mă uitam la Andreea îmbrăcată în ie, popular. Da. Cine a luat? Ați luat? Ai luat Andreea da, folclorul, da? Fără atâtea litere. Am și pierdut niște secunde. Mine. Nu-i bai, perfect, merge mai departe. Copii, Paula? Am un băiat. Câți ani are? 43 a făcut în mai. 43 are băiatul? Stă în România, nu în... În România, da. Bravo. În România. Mamă, 43 face parte din categoria aia care îți place mult de tot. Artist. Tot artist și el? Da. Excelent. Da, mă, e o ceva, e o chestie. Bravo, asta e perioada, asta e vremea lor. Cum îl cheamă? Andrei. Omul care a creștinat România, Sfântul Andrei, Sfântul care a creștinat România. Fii atent aici, am o dedicație pentru tine. 7 litere, 700 de lei. Zice așa: sport olimpic la panou, 2024, an olimpic. Literă, sport olimpic la panou. La panou. Rămân blocat, nici nu m-am gândit că trec secunde. Jur, și... jur, literă. Nu cred. Ba da. Nu, rămân blocat, eu joc așa ceva mereu. La panou. Eu joc așa ceva în fiecare săptămână. Literă. Hai de mine, a rămas. Ce? Și sârbii sunt buni la asta și americanii. Literă. Americanii. Nu cred. S-a dus naibii. Cum, Doamne? Basket. Basket. Basketul. Ei, nu m-a dus la panou, nu știam. A, e, da, e, ba.
la ce te-ai gândit? Nu știu, mă gândeam la săgeți, la panou, la... Jocul olimpic. Te văzut că am 1,50 m cu tot, cu tot. Mă gândeam, la un moment dat am vrut să-ți dau, m-am gândit, gata, dacă ți-arăt, e prea... 2100 de lei. Aia e. Putem, ascult. Te-am auzit că ai zis adineaur. Care? Cât ai, Andreea? 5200. 5200. Fii atentă, tu ai 2100 în clipa asta, mai ai 2 minute, fără 2 secunde, las-o 2 minute, și mai ai 2 din 8, 2 din 9, 2 din 10. Deci putem bine de tot, Paula. Hai! Doar un pic să ne liniștim și să gândim, da? E pe logică. A vărsa conținutul unui recipient. 8 litere, 100 de lei. 7 litere, 700. Litere? 6 litere. Sau dacă vrei, a face ca un obiect să cadă. Litere? Intenționat, accidental, depinde. Și încă o literă. A cădea, uite, a se prăvăli. A răsturna. A răsturna! Ei, eu puțin și des. Pic, pic, pic și tot e bine. E. Dacă nu cade, se răstoarnă. Bun. 2500 de lei. Într-un minut jumătate o să avem câștigătorul. Paula sau Andreea. Ok. Un minut jumătate. Okay. Atât. Atât durează finalul. Deci Paula. Mai am 2 din 8, 2 din 9, 6. Definiția e cum e, dar răspunsul e extrem de simplu. Definiția zice mere persane. Mere persane. Sunt mere. Aha, persane. Literă. Literă. Se mai numesc așa, le zice așa. Literă. Niște fructe zemoase. Grefuit. Auzi? Niște fructe zemoase cu puf, înrudite cu prunele. Înrudite cu prunele. Niște fructe zemoase cu puf. Piersici. Cum? Piersici. Piersici. Merele pers, bravo. Piersici cu puf. Persic. Zemoase, da, piersici, da. Dar puful m-a... Puful te-a adus, așa? M-a adunat. Compot de piersici, dulcesuri, facem, de facem toate. 3000 de lei avem. Bine. 2 din 9, 2 din 10. Ok. Într-un minut. Asta mă enervează timpul. Dar ne descurcăm. Paula, hai că putem. 3000 de lei. Ok. Cea care petrece timp îndelungat fără să depună efort. Are o denumire. Literă? Are o denumire. Literă? Are o denumire. Literă? Cea care nu depune niciun efort. 600 literă. De lei. 500 de lei din cuvântul ăsta. Hai literă. Că putem. Auzi? Nu face mișcare deloc. Este? Sedentar. Bravo! Uf. 5200, Andreea? Da. 3400, Paula? Ei, mai avem două. 48 de secunde, nu? Mai am trei. A, trei. Mai am unul din 9 și două din 10. Te uiți la timp, așa-i? Da. La astea 48 de secunde. Da, de tine depinde. Să ceri litere repede. Okay. Acum depinde chiar de tine, chiar de mintea ta. Hai. Nu te-am întrebat de ani și nici nu vreau să te întreb. De ce? Pentru că pe noi ne interesează creierul, nu altceva. Mai am un pic și fac 70. 70. 68. Aș mai avea un pic. Paula. Persoane care se ocupă cu activități de divertisment pentru 900 de lei. Literă, 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 literă. 43 de secunde, cât ai luat? Una, două, trei litere ai luat? Da. Bun. Așa, persoane care se ocupă, da, cu... Comici nu sunt, artiști nu sunt. Indivizia care joacă rolul unor personaje de basm, de exemplu, care dau viață unor personaje de basm. Le zice într-un fel. Hai că putem în 10 secunde. Ăia care care-s plătiți să înveselească pe oameni. Plătiți să înveselească. Am avut și la copii să așa. Ăia, la zilele de naștere al copiilor, îi chem. Animatori. Pa. Am. Se poate. Uite eu ce cătrăinesc. Dar știi animatorii? De cum, dragă?
Dar am și spus, am avut și la ziua copiilor. Ai avut la ziua copiilor animatori. Când chem animatori să facă... Pa! Asta e... Se poate. I-am zis, hai că nu fi. Care sunt întâmpinați cald, politicos, adică sunt... Bineveniți! Bineveniți! Incredibil! Animatorul n-a venit! Loialitate în orice circumstanță. Când... Loialitate literă... Că dormai, nu mai contează literă. Când un soț și o soție în orice circumstanțe, oric... Devotament până la moarte, uite. Loialitate în orice circumstanță. Când... Loialitate literă. Că dormai, nu mai contează literă. Când un soț și o soție în orice circumstanțe, oric... Devotament până la moarte, uite. Devotament sau îi ești unui soț sau unei... Fidelitate. Băi, băiete! Băi, băiete, incredibil! Animatorul! Paula, extraordinar ești. Mulțumesc mult de tare. Un cuvânt ne-a încurcat, Paula. Lasă-mă să-ți mai strâng. Mulțumesc din toate. Și eu mulțumesc că am fost cu voi.